PSD spunea, cred că Marcel Ciolacu, da, liderul, spunea acum câteva zile că va fi primul partid din România. Că și la ce-i folosește? Obține 30 și... Bun, și la ce-i folosește? Să intre la guvernare, cu poate cine? Alături de Pro-România. Pro-România păi cu noi nu intră. Nu. Nu, păi dacă ei au zis că nu, că Pro-România e cel mai rău, vreau să vă spun un lucru care mă supără. Și acum în campanie, nu doar în București, unde candidezi, în toată țara, nu ne atacă PNL-ul pe Pro-România, nu ne atacă USR-ul. Tot timpul e PSD-ul care plătește campanii împotriva noastră, care se roagă de toți când dau sondaje, dați-i pe Pro-România sub 5%. Eu mi-aduc aminte că am făcut cu dumneavoastră un interviu înainte de europarlamentare anul trecut și am avut aceeași discuție. PSD-ul zice că nu faceți 5%. Zic, dom'le, dacă zice PSD-ul, nu înseamnă că așa și e. Am făcut 6,6 în condiții speciale. I-am spus și lui Marcel Ciolacu, care altfel am o relație absolut deschisă și ne cunoaștem de mult timp. I-am zis, Marcel, tactica voastră este luz-luz. Dacă cumva nu intră Pro-România în Parlament, e rău pentru noi că nu aveți cu cine să vorbiți, sunteți singuri. Dacă cumva intră în Parlament, și eu cred că intră, v-ați mai făcut un adversar pe lângă cei pe care îi aveți. Și eu sunt un adversar puternic pentru voi. Cred că întrebați-l pe Dragnea și pe Dăncilă, dacă nu mă credeți. Nu i-am înțeles cu chestia asta și eu sper, sincer, ca după 6 decembrie, după ce se lămurește și domnul Ciolacu, și domnul Dâncu, și domnul Grindeanu, că de fapt nu le dă nimic PNL-ul, că ei toți sperau, dom'le, fii atent, după 6 decembrie se ceartă PNL-ul cu USR și ne dă nouă ceva. Nu o să vă dea, mă, absolut nimic.